Dragii mei, atunci când suntem la nuntă, în general, suntem eliberați de celelalte probleme. La nuntă este bucurie și noi provocăm mereu, când e vorba de o nuntă, să vină toți membrii bisericii. Pe de o parte, cei care s-au căsătorit de un timp și mai de mult, e foarte important să asculte anumite sfaturi care ne sunt date, pentru că probabil că mai există carențe în familii, lucruri care trebuie îndreptate și foarte important. Numai Dumnezeu, prin cuvântul Lui, ne poate ajuta. Dar dacă sunt tineri, și sigur sunt, mai ales aici, la Gloria și la Betel, unde sunt foarte mulți tineri care în viitor doresc să contracteze o căsătorie, foarte important să asculte sfatul pe care Domnul îl are pentru ei. Suntem aici în această zi, alături de cele două familii și din toată inima dorim Domnul să le binecuvinteze. Familia Socolan de aici, de la Gloria, și familia Leahu, de la noi, de la Betel. Sigur, familia Leahu o cunoaștem pentru considerația pe care noi o avem pentru această familie, pentru fratele Cornel și sora Rozi. Noi suntem astăzi la nunta copiilor lor și din toată inima dorim Domnul să-i binecuvinteze. Domnul este prezent la nuntă, la nunta din Cana. Și aici era menționat un lucru, atât de înaltă este valoarea familiei, încât Domnul nu subestimează prezența Lui, nu sfidează invitația pe care o are de a fi prezent la nuntă. De fapt, El a pus bazele familiei. Prima familie, Domnul a întemeiat-o. Domnul a fost acolo în Eden, a fost prezent și a întemeiat prima familie. Dar pentru că valorile familiei în timp, în scurgerea timpului, au fost deturnate, Domnul vrea din nou să pună bazele familiei. Și își începe misiunea, nu în mod întâmplător, lucrarea Lui prezent la o nuntă, împreună cu ucenicii Lui. Foarte important. Știți ce spune Apostolul Pavel, printre altele lui Timotei? Zice că în vremea din urmă oamenii abătuți de fățărnicie, de duhuri înșelătoare, care opresc căsătoria. Unde o opresc? Îi spune lui Timotei în continuare acolo, dacă voi zăbovi să vin la tine, să știi cum trebuie să te porți. În casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Oameni care vor încerca să deturneze, nu mai e important în biserică să faci căsătoria. Oriunde, în altă parte, așa, într-o atmosferă, cât mai. Deci așa să nu uităm binecuvântarea, o dă Domnul, o dă Dumnezeu. Și dacă cumva nu ne sincronizăm cu voia Lui într-un loc acesta, nu ne îndoim că Domnul este prezent, este casa Lui. Și El vrea să binecuvinteze. Nu vreau să insist pe acest gând, dar aș vrea să fim cercetați, încercați de acest gând. Dorim în această zi Domnul să vorbească tuturor tinerilor care sunt prezenți la nuntă. Foarte frumos vorbește omul lui Dumnezeu cu privire la familie. De bună oară, în psalmul era amintit aici ceva și întăresc psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Dacă o familie nu pornește cu Domnul, nu își pune temelia așa cum trebuie și apoi să o zidească și apoi cosmetizarea în ultimă instanță, sigur, în timp poate naufragia. Auziți numai ce spune în această idee, în Cartea Proverbelor, în capitolul 3, omul lui Dumnezeu, spune aici așa, versetul 19 și 20, prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul, prin înțelepciune, prin pricepere a întărit El cerurile, și versetul 20, și prin știința Lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Dar uitați ce face Dumnezeu și ce menționează Cuvântul Sfânt în Proverbe 24, vis-a-vis de familie. Chiar cu privire la această familie tânără care astăzi se formează, e doar începutul lor. Spune aici așa, versetul 3 și 4 din Proverbe 24, prin înțelepciune se înalță o casă, prin pricepere se întărește. Și prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Exact ceea ce spune în Proverbe, capitolul 3, în direcția și în privința celui preanalt. Ce valori a pus Domnul la nivelul unei familii. Adevărul este că la ora actuală asistăm
De multe ori neputincioși la o răsturnare a valorilor în familie. În Psalmul 74 spune, printre altele, că oamenii își pun semnele lor drept semne și semnele celui preanalt lipsesc de multe ori. De aceea, când suntem la nuntă, noi ne bucurăm întotdeauna și încercăm, din cuvântul Domnului, suportul lucrării și în această zi, nu e altul decât cuvântul lui Dumnezeu. Spune aici Biblia, în Ioan, capitolul 2, a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea, mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Foarte important să-L invităm pe Domnul la nuntă. Acum adevărul este că nu-L putem doar în ziua nunții dacă până la nuntă nu L-am invitat. Dacă n-am trăit până la nuntă, ca tânăr, curat, nu pot fura binecuvântarea. Binecuvântarea o dă Dumnezeu, El se uită în timp. Ce ai făcut până la nuntă? Cum ai trăit? Tânărul, tânăra. Dacă și-or păstrat puritatea, fidelitatea, curăția, avem garanția că Domnul binecuvintează. Ce frumos! Domnul a fost invitat la nuntă. Să-L inviți pe Domnul în viața ta, în toate momentele și în toate clipele, dar mai ales când e vorba de nuntă. Astăzi este un examen pentru voi și eu, în general, așa înțeleg. Un tânăr își dă examenul la nuntă când se căsătorește. Nota de spiritualitate pe care o are se vede la nuntă. Și nota de spiritualitate a fetei e la fel la nuntă, prin alegerea pe care o au. Foarte important să trăiești cu Domnul și apoi aici, în momentul nunții, va fi doar o materializare a binecuvântării pe care Domnul o are. Am spus poate și altă dată, în familie trăiești cele mai înalte stări spirituale. În familie. În familie poți trăi cele mai înalte cote de bucurie, de părtășie. Atâta ostilitate la ora actuală, dușmănie, uneori nu realizăm, persoane la care nu ne așteptăm. Îmi zic mereu, ce bine că nu ne cunoaștem gândurile unul la altul, că am fugit, ne-am speriat unii de alții. Dar vreau să vă spun, e nemaipomenit să ai familia, refugiu pe care l-ai la ora actuală. Și în familie să simți pacea, bucuria. Să ai înțelegere în familie, să fii ridicat moral și spiritual, să fii întărit. De aceea familia e foarte importantă, foarte important Domnul să fie în viața unui tânăr. Sigur, și apoi la căsătorie va fi doar o consfințire a ceea ce a fost el. Uitați ce spune în Psalmul 37. Spune aici, printre altele, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. În Proverbe 24, versetul 7, spune acolo, printre altele, cel neprienit de 7 ori cade și se ridică. Cel neprienit. Cel care a umblat în neprienire are garanția că Domnul îl ridică, nu lasă. Tot aici în Psalmi, spunem Psalmul 34, versetul 15. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană. Și urechile lui au aminte la strigătele lor. O să aveți și voi strigăte? Categoric, ăsta-i doar începutul. Noi nu vrem, sigur, să vă speriem. Viața aceasta comportă multe surprize în timp. Nu le cunoaștem și e bine că nu le cunoaștem. Așa e viața. E testul nostru. În familie suntem testați. Curăția, fidelitatea, puritatea, credincioșia, toate la nivel de familie, acolo sunt testate, verificate. Păi eu nu pot în biserică să fiu decât ceea ce sunt în familie. Fața mea adevărată este în familie. Spune aici, versetul 17, când strigă cei fără prihană, cel fără prihană, Domnul aude, și îl scapă din toate necazurile lui. Vin și peste cel fără prihană necazuri? Da, vin. Vin valuri, vin încercări puternice, familia este încercată, casa zidită pe stâncă. Vor veni șuvoaiele, apele, încercările, dar au rămas pe stâncă, avea o temelie puternică. Temelia este Domnul, cu El încep și cu El finalizez. El este piatra de temelie, dar și piatra din capul unghiului clădirii. Este extraordinar să-L ai în fiecare zi pe El. Spune aici, versetul 19, de multe ori vine nenorocirea peste cei fără prihană, extraordinar, și peste ei, da, și peste ei, dar Domnul îi scapă totdeauna din ea. Gabi și Emma, nu uitați, întotdeauna refugiu e la Domnul, l-ați chemat pe Domnul din tinerețe, din copilărie,
La nunta voastră l-ați invitat? Pentru că acolo unde sunt slujitorii lui, ucenicii lui, încercați să vedeți undeva unde Domnul este singur fără ucenici. Nu-l găsim, numai la rugăciune. Numai atunci când se retrăgea, unde este Domnul, sunt ucenicii lui, unde sunt ucenicii lui, slujitorii lui, acolo este Domnul prezent. În toate momentele și clipele vieții, încercați cu el, chemați-l pe el. Versetul 6 din Psalmul 32. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită, și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Ape mari dacă se vor vărsa. Ce frumos! La nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Aici vreau câteva gânduri să le menționez în continuare. Auziți numai ce spune aici. Chiar din ziua nunții poate începe criza în familie. Extraordinar! În prezența Domnului. Păi ne uităm în Genesa, când a fost întemeiată familia. A fost întemeiată familia... Și ne spune Biblia, primul cu care s-au întâlnit cei doi, binecuvântați de Domnul, a fost cel rău, a fost șarpele. Noi știm acolo că diavolul a fost prezent. Și chiar dacă or primi binecuvântarea, el nu s-a rușinat, ni n-o dat înapoi, păi nu mai am ce face, pentru că ei au fost binecuvântați. Dimpotrivă, au încercat. Orice familie se va întâlni cu momente nefaste, nedorite, Nu le putem ocoli, dar e nemaipomenit să știi că Domnul este cu tine și întotdeauna să-i ceri ajutorul lui. Spune aici, la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Criza din ziua nunții. Din ziua nunții poate apare o criză într-o familie. Și aici aș vrea să ne testăm noi, familiștii. Se vorbea foarte frumos de Iosua, dar știți când are Iosua cuvintele acestea, era menționat, la finele vieții lui. De-abia atunci spune, până atunci nu a făcut o asemenea afirmație. La finele vieții, uitându-te retrospectiv în urmă, să poți constata că familia îți slujește și te urmează. Ai fost un model pentru familie. Ai stabilit o cadență spirituală, o cadență a rugăciunii, a cuvântului, a părtășiei la casa Domnului. Foarte important. Despre Iosua, auziți ce frumos spune Biblia, în cartea Exodului. Spune aici, în capitolul 30, Domnul vorbea, versetul 11, cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Iubea rugăciunea, iubea pe Domnul. Și a putut în final, pentru că știți ce spune despre Iosua? Când Moise a pus problema, Doamne, am nevoie, eu sunt în vârstă, Domnul a spus că îl va lua acasă. Și a spus... Alege un om care să fie în fruntea poporului, zice, ia-l pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu. Fă-l părtaș la dregătoria ta și pune-l în fruntea poporului. Moise și-a pus mâinile peste el și Iosua a fost binecuvântat. Și Iosua în finalul vieții, uitându-se, nu regretă că l-a slujit pe Dumnezeu. În dreptul celor doi, din toată inima dorim Domnul să deschidă cerul pentru ei. Amin. Familia, asta îmi place mult să amintesc la nunți. Și unii și alții îi vor întreba așa subtil, părinții lui Gabi pe Gabi îl vor întreba așa, fără să audă Emma, Gabi cum îi? E bine totul, îi mulțumit, dar și mimica feței ne desconspiră, dacă totul e în ordine. Noi ne desconspirăm și printr-o frază pe care o rostim să vede că ceva nu e în ordine. Dar ce bucurie pentru părinți! Părinții uneori se bucură mai mult decât noi. Mai mult decât copiii. Băi, bucuria noastră nu e alta decât să vedem copiii că totul e în ordine. Noi ne rugăm mereu pentru fericirea copiilor noștri să fie mai înaltă, un standard mai înalt decât l-am atins noi. Asta e dorința noastră. Și ce frumos atunci când se vede acest lucru. Ei, când apare criza în familie, să ne alergăm la părinți, să le spunem să încărcăm cu toate lucrurile noastre. Nu, ce frumos! Să știți că prietenul adevărat pentru Emma trebuie să fie Gabi și pentru Gabi trebuie să fie Emma, unul pentru altul. Voi trebuie să fiți cei mai buni prieteni. Între voi nu e admis să fie cineva, numai Domnul. El e prezent. Zice, rănile dovedite de un prieten dovedesc credincioșia lui.
E nemaipomenit când soția îi spune soțului, dar soțul să înțeleagă că o face din dragoste, din gingășie. Dragul meu, uite, acolo ai greșit, sau uite, asta nu-mi place. Este extraordinar în familie, eu mereu spun, în familie descoperi lucruri noi, valori noi, pe care le are partenerul de-a lungul timpului. Cum și după 40-50 de ani de căsătorie? Da. Și atunci trebuie să fie un respect în familie. Uneori auzim că în familie oamenii își dau drumul la gură, slobozi, așa, nu e admis așa ceva. Noi trebuie să avem un vocabular îngrijit, mai ales în familie. În familie pentru cel de lângă noi, pe care Dumnezeu ne l-a dăruit. Ce frumos! În familie pot străi cote înalte, dar tot în familie pot străi cele mai mari traumatisme. Stării neplăcute, să nu doresc să vii acasă, să fii îngrozit că vii acasă, iară mă duc acasă, iară o stare. Eu doresc, Domnul, să cerceteze toate familiile prezente. Frați și surori, familii dragi, nu putem fără cuvânt, numai la cuvânt. Totul după cuvânt. Câteva lucruri cu privire, nu mai iau, ce ar putea criza care poate apărea și în familia voastră și în orice familie? Câteva lucruri nu mai iau. Primul lucru, nu mai au bucurie. Nu mai au bucurie. Doamne, unde să ne ducem? Păi nu se poate, dar numai ce v-ați căsătorit. Cum din prima zi poate apărea, da, eu am întâlnit familii, mărturii, de-a lungul timpului, anilor, familii care din prima zi nu au mai avut bucurie, ori apărut stării, ori fost și intervenții din partea celor din afară, nu au avut experiență, nu au înțeles că nu i-a admis toate lucrurile. A fi sincer nu înseamnă a spune tot. Nu asta înseamnă a fi sincer. A fi sincer înseamnă a spune numai ceea ce trebuie, numai ceea ce este ziditor și constructiv. Păi Dumnezeu este atotputernic, dar El nu le face. Poate totul, dar nu face totul. Face numai ce este pentru binele nostru. Ce frumos! Când în familie, bucuria e foarte importantă, este semnul prezenței și a binecuvântării lui Dumnezeu. Domnul dă binecuvântarea, dar acum noi trebuie să rămânem sub această amprentă a binecuvântării. Și primul lucru, încă o dată, nu mai au bucurie, familii care nu mai au bucurie. Ce să spun, că ajung uneori la cuvinte grele să le rostească. Mai bine nu mă căsătoream. Uite, puteam mai să mă căsătoresc, nu știu cum, da, de unde. Nu putea să se căsătorească. Decât așa cum s-a căsătorit. Dacă putea altfel, se căsătorea. Dar ce frumos niciodată să nu jignești, întotdeauna să ai bucurie. Zice aici așa, Psalmul 97, versetul 11 și 12. Lumina este semănată pentru cel neprienit și bucuria pentru cel cu inimă curată. Rămâneți cu inima curată. Nu încărcați cu murdăriile lumii acesteia. Foarte important. Pentru cel cu inimă curată, versetul 12. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui. Foarte frumos. Dar pentru că suntem la psalm, uita psalmul 33. Ce spune aici omului Dumnezeu, foarte frumos, tot în această direcție. Spune aici, citim și 32, versetul 11. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, veseliți-vă. Dacă nu mă bucur în familie și nu mă veselesc, unde să mă bucur? Mai întâlnim frate, zice, când îl văd, zice, cum e cu alții, zice, plin de bucurie și veselie. Și când știu cum se comportă cu mine, nu e în ordine. Noi nu trebuie să fim duplicitari, nu există așa ceva. Păi în familie acolo trăiesc stările cele mai înalte. Zice capitolul 33, psalmul 33, versetul 1. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană, leșa de bine cântarea de laudă. Ema este o cântăreață, a fost o cântăreață la Betel și cred că și aici va continua slujba și chemarea pe care o are de la Domnul, printre altele și aceasta. Foarte important în familie să cântăm. Mi-aduc aminte, erau fetele mici la noi și soția, ea s-a ocupat de fete. Și mereu, în fiecare seară era cântare și le-o introdus și era extraordinară părtășia. În cântare, în rugăciune, altarul, Domnul vine, Domnul se uită. Vin momente grele, și în casa, familia noastră, venim momente foarte grele. Dar Domnul niciodată nu a fost nepăsător. El nu este indiferent. El este cel ce ascultă, este cel ce vine în ajutor. Auziți numai vis-a-vis de bucurie ce frumos vorbește Pavel în Filipeni. Spune aici versetul, capitolul 1, versetul 4, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Își aduce aminte, lui Timotei îi spune, mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Bucuria e un lucru mare.
Bucuria nu poate avea oricine. Zice aici în Filipeni, capitolul 2, versetul 2, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. În capitolul 4 este reluată ideea și spune aici foarte frumos, versetul 4, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iară zic, bucurați-vă. Bucuria. Nu mai au bucurie. Dar bine, problema e, ce să fac? Mă duc la părinți, îmi dau ei bucurie. Da, de unde? N-are nimeni, nici păstorul, nici o biserică. Nu biserica binecuvintează, cel ce este stăpânul bisericii. Și acesta este Iisus Hristos, Domnul. Atunci când noi ne racordăm la cuvânt și ascultăm de El și venim înaintea Lui, aici mama Domnului a spus să faceți tot ce vă va zice și veți ieși din criză. Nu mai iau bucurie, ce să facem? Doamne, venim la Tine, amândoi împreună. Ne mărturisim starea noastră, vrem să lași din nou bucuria. Eu m-am căsătorit, Doamne, să am bucurie și eu și soția mea, și eu și soțul meu. Vin copiii în timp, ei văd starea, o citesc pe fețele noastre. Foarte importantă bucuria. Un al doilea lucru, nu mai au mulțumire. Nu mai au mulțumire. Ce e de făcut? Mulțumirea e foarte importantă în familie. Stare de mulțumire, Proverbe 15:15 zice, cine are o inimă mulțumită, are un ospăț necurmat. Vreți toată viața să fie nuntă, ospăț? Domnul vrea. Asta înseamnă o inimă mulțumită. Mulțumire, tot timpul să fiu mulțumit. Foarte frumos vorbește Pavel vis-a-vis de mulțumire. Zice aici în Efeseni, capitolul 5, versetul 20, mulțumiți totdeauna, totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Tot aici în Filipeni este reluată ideea și Pavel întărește ideea, iar în Coloseni din nou spune și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. În Psalmul 50, auziți cât de importantă este mulțumirea, atâtea familii nemulțumite. Nemulțumite în atâtea domenii, compartimente. Mulțumirea e un lucru mare. Zice aici Psalmul 50, versetul 14, aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preanal. Versetul 23, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, acelui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Mulțumire, nu mai am mulțumire. Cine mă poate da? Unul singur, cel ce este sursa binecuvântărilor și a mulțumirii. Stare de mulțumire. Familiile de aici toate sunt mulțumite? După ani de zile, sunteți mulțumiți? Vede soțul din partea soției că e mulțumită și invers, soția din partea soțului. Foarte important. Copiii văd în viața noastră mulțumire. Un al treilea lucru pe care vreau să-l consemnăm. Nu mai au, încă o dată, nu mai au primul lucru pe care îl menționam, bucurie, nu mai au mulțumire, nu mai au supunere. Asta sub supunere înseamnă asta sub autoritate. Frate Gabi, sora Emma, să nu uitați că înainte de supunerea care trebuie să o aibă, sigur, soția, Biblia spune ceva foarte frumos, îmi place în Efeseni, în capitolul 5, versetul 23. Spune aici, versetul 21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și acum în continuare, după ce e supunerea aceasta reciprocă, zice, supune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Ca Domnului, extraordinar. Păi când e Domnul prezent într-o soție, în viața ei, e ușor să fie supusă. E supusă pentru că Domnul este prezent în viața mea. Auziți ce spune în această idee Petru, în epistola lui, 1 Petru, capitolul 3. Spune aici, tot astfel, versetul 1, și tot astfel, neveselor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea neveselor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, curat și în temere, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, purtarea de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor, să fie omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și acum atenție, versetul 5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei,
care nădăjduiau în primul rând în Dumnezeu și apoi erau supuse bărbaților lor. Când nădăjduiești în Dumnezeu, foarte ușor să fii supusă. Uneori suntem chemați în familie unde soția nu-i supusă, imediat ne dăm seama, soția aceea nu-i supusă Domnului, nu nădăjduiește în Dumnezeu. O soție adevărată care nădăjduiește în Dumnezeu, ea este supusă. Ce frumos când există această subordonare reciprocă și apoi fiecare își cunoaște locul pe care îl are. Dorești în această privință, Doamne, binecuvânt această familie. Din ziua nunții poți să fii în criză, celelalte numai le menționez fără comentarii. Nu mai au bucurie, nu mai au mulțumire, nu mai au supunere, nu mai au bunătate, nu mai au comunicare, care e foarte importantă. Nu mai au îngăduință unul față de altul, nu mai au blândețe, nu mai au respect unul față de celălalt. Eu, pentru această familie tânără care astăzi se formează, din toată inima doresc Domnul să o binecuvinteze. Domnul să deschidă cerul pentru ei și să-i binecuvinteze. Și apoi, în timp, să putem descifra toți cei prezenți la nunta lor, căci cu adevărat Domnul i-a binecuvântat. Ei au pus preț pe binecuvântare și binecuvântarea aceasta a rămas cu un caracter permanent. Amin. Amin.